Continuăm cu știri din țară. Pe biciclete și colorați cu vopsea roșie, simbolizând vărsarea de sânge, zeci de tineri au protestat astăzi în centrul capitalei. Bicicliștii au ieșit în stradă în memoria campionului de 12 ani, care a murit în urma unui accident la Stăuceni. Și pentru că astfel de cazuri sunt tot mai frecvente, tinerii spun că vor lupta până când responsabilii vor trece de la promisiuni la fapte. În semn de comemorare pentru toți bicicliștii care au decedat în accidente, manifestanții au atașat de un stâlp de la intersecția străzilor Pușkin și 31 august o bicicletă albă. Unii chiar și-au depus flori la monumentul improvizat. Este ceva strigător la cer, fiindcă asta de fapt demonstrează că la noi nu se fac lucruri așa de importante, adică la noi nu se fac infrastructură pentru bicicliști, dar chiar și pentru prietoni uneori. Noi putem să vedem cum mașinile iau tot locul și atunci când un om vrea să traverseze strada, din cauza că nu este văzut, merește un accident. Infrastructură pentru biciclete! Asta trebuie. Că ar fi bine că fiul meu poate să meargă liniștit la școală cu bicicletă și încă am dubii, că asta încă nu putem. Iar președintele Clubului Cicliștilor Amatori și-a stropit hainele cu vopsea roșie, ce ar simboliza culoarea sângelui. În semn de protest, în primul rând, pentru faptul că noi de zeci de ani suntem călcați, suntem maltratați, suntem înjosiți în traseu. Pe traseele noastre naționale, noi am avut zeci de situații, Clubul Cicliștilor Amatori, în care noi am avut situații de accidente și care le-am evitat cu siguranță. Unii au reușit să o evite din experiența pe care o avem. Ori noi avem zeci de situații în Chișinău în care bicicliștii sunt pur și simplu călcați și striviți pe traseele din Chișinău și din afara Chișinăului. Bicicliștii cer înăsprirea pedepselor pentru șoferii care nu respectă regulile de circulație, dar și ca în țară să fie amenajată o infrastructură prietenoasă pentru cei care merg pe două roți. Spun că sunt sătui să bată la ușa autorităților, să propună inițiative și să nu fie auziți. Mașinile deseori păstrează o distanță foarte apropiată. A fost chiar vreo trei cazuri când treceau chiar și tirurile pe lângă mine, iată așa distanță, adică era strașnic. Noi, în general, avem nevoie de o infrastructură mai dezvoltată, că în Chișinău nu avem deloc infrastructură. Ce exact aveți în vedere? Adică ce se fac? Diferite trasee pentru bicicliști, diferite bine speciale dedicate transportului alternativ. După ce au încheiat manifestația din scoarul liceului Gheorghe Asache, protestatarii au pornit într-un marș prin centrul capitalei. Anterior, noua șefă de la infrastructură spunea că echipa sa muncește la o nouă strategie a siguranței rutiere. Un drum bun nu este doar un drum confortabil, dar este și un drum sigur. La moment, în cadrul Ministerului, elaborăm strategia de mobilitate, în cadrul care vom avea diferite programe destinate tuturor participanților la trafic și a celor mai vulnerabili. Colegii de la Ministerul de Interne elaborăm strategia de siguranță rutieră și, foarte important, ne îngrijim să elaborăm o lege nouă dedicată auditului siguranței rutiere, conform căreia, la etapa chiar de proiectare a tuturor drumurilor și a tuturor elementelor de infrastructură rutieră urmează să se respecte cu strictețe criteriile de siguranță rutieră. Acum două săptămâni, un accident violent a luat viața unui băiat de 12 ani. Băiatul, alături de prietenul său, la fel de 12 ani, ambii campioni la ciclism, se plimbau cu bicicletele, când pe o șosea din Stăuceni au fost loviți în plin de un Opel. Șoferul se află acum în penitenciarul numărul 13, fiind în arest preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul a declarat că regretă cele întâmplate. Totodată, judecătorii au dispus ca șoferului să-i fie suspendat dreptul de a conduce mijloace de transport până la o sentință definitivă.
Surse apropiate a anchetei au declarat pentru TV8 că șoferul în vârstă de 48 de ani ar fi fost lipsit de permisul de conducere încă din anul 2020 și ar fi avut interdicția de a urca la volan până în primăvara acestui an.